ce ai fi dispus să sacrifici pentru libertate. La 27 de ani, Roman Protasevici, bloggerul dizident din Belarus, și-a sacrificat libertatea fizică. Astăzi a fost condamnat la 8 ani de închisoare de un tribunal din Belarus. Este doar unul dintre oamenii care s-au sacrificat pentru ca adevărul să ajungă la tine. Jurnalista Marina Ofsianicova este un alt exemplu de curaj. A ținut prima pagină a ziarelor din întreaga lume în martie anul trecut. Atunci a întrerupt o emisiune de știri în direct, era un program meteo la momentul respectiv, la postul de televiziune de stat Channel One, Rusia Dim, unde lucra la acea vreme cu o pancartă pe care scria Nu războiului, opriți războiul, nu credeți în propagandă, vă mint. asta stai să discutăm asta. Ai spus, domne, merită, merită sacrificiul jurnalistului Și vă mai aduc da. un argument. Da, și vă mai aduc Asta e argument. întrebarea ta, da? Da. Merită sacrificiul lui Hristos? Sigur că merită. Merită, da? Merită sacrificiul lui Protasevici ăsta? Sigur că da? merită. S-a gândit Protasevici când Ryanair, pilotul lui Ryanair, poate era chiar un acoperit al belarușilor De sau ce al rușilor, nu, da, a deturnat avionul la cererea la cererea statului Belarus și mult mai grav. Orice avion este un teritoriu extrateritorial teritorial. Este o țară, Dacă un pilotul, este o țară, da. Lui Ryanair, da? Nu îi lăsa pe ăștia să intre în avion, pe pă, milițienii beloruși, protașevici nu era acolo. Da? Că ai întrebat, domne, merita? Păi eu cred că cu cât mai mult, cu atât mai mult cu cât oamenii ăștia au devenit martiri. Ei sunt martiri ai libertății presei. Cu atât mai mult, eu cred că noi înțelegem și jurnaliști cetățeni, și jurnaliști profesioniști, că toți suntem cetățeni, că sacrificiul merita.